Doi oameni au murit ieri pe munte, erau răniți grav, iar salvamontiștii au ajuns cu greu la ei. Au reușit să-i recupereze, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru ei. De altfel, salvatorii montani au avut 11 intervenții în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri de turiști care au avut nevoie de ajutor au fost în județele Gorj și Neamț. 12 oameni au fost recuperați de pe munte, doi fiind răniți și transportați la spital.